Stăruiți în dragostea frățească, spune cuvântul lui Dumnezeu, să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii prin ea au găzduit fără să știe pe îngeri. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri, ca și cum ați fi și voi legați cu ei, de cei chinuiți ca unii care și voi sunteți în trup. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe prea curvari. Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Orice ar fi în privința banilor, cu niciun chip nu te voi părăsi. Voi să nu vă lăsați duși în pofte, pofta banului, nu? De exemplu, sau pofta pentru femei, nu? Dar în pofta banului, în mod particular astăzi, căci vorbim despre bani, nu? Să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Atenție! Așa că putem zice, plin de încredere, Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme ce mi-ar putea face omul. Nu, atunci când credem că banul ne vine de la om, atenție, astăzi aduc un subiect particulare, nu? Intrarea banilor, nu? În casa Domnului, nu? Vorbim despre casa Domnului și banii, nu? Aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Atenție la toate modalitățile prin care să facem să intre banii în casa Domnului. De ce? Să se plătească ceea ce este de plătit în casa Domnului, nu? Facturile, nu? Dar atenție, atenție la mâncări care pun în față oameni, nu? Mâncări care credem aducându-le că îi fac pe oameni, aceste mâncări fac pe oameni să aducă, nu, contribuția lor, nu? Căci care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în cort. În adevăr, trupurile dobitoacelor, al căror sânge este adus de marele preot în locul preasfânt pentru păcat, sunt arse de tot afară din tabără. De aceea și Iisus, ca să sfințească norodul cu însuși sângele său, a pătimit dincolo de poartă, să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocara lui. Atenție, este o ieșire particulară care o aduc astăzi, nu? O ieșire afară din tabără ca locul cortului să rămână în picioare. Atenție, ieșiți afară din tabără, atenție, este o ieșire deosebită, să ieșim dar afară din tabără la el și să suferim ocara lui, căci noi n-avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui, și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Atenție! Rugați-vă pentru noi, căci suntem încredințați că avem un cuget bun, dorind să ne purtăm bine în toate lucrurile, mai ales vă rog cu stăruință să faceți lucrul acesta ca să vă fiu înapoiat mai curând. Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Vă rog, fraților, să primiți bine acest cuvânt de sfătuire, căci v-am scris pe scurt.
dreptul lucrătorului creștin. Și apoi mergem și în Vechiul Testament, nu? Și în proroci, și în psalmi, și peste tot, nu? Căci Domnul Iisus, frați dragi, este de la început. Noi, acest noi pe care îl folosește Domnul, este de la început până la sfârșit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Atenție! Celui ce este sete să vină să bea de la izvorul apei vieții, care este de la început, toată Evanghelia, și Vechiul și Noul Testament. Dreptul lucrătorului creștin, nu sunt eu slobod, nu sunt eu apostol, n-am văzut eu pe Iisus Domnul nostru, nu sunteți voi lucrul meu în Domnul, dacă nu sunt apostol pentru alții, sunt măcar pentru voi, căci voi sunteți pe cetea apostoliei mele în Domnul, spune apostolul. Iată răspunsul meu de apărare împotriva celor ce mă cercetează. Nu avem dreptul să mâncăm și să bem? Nu avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevastra noastră? Cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa? Nu, vin copii disperați. Două autobuze. Ori numai eu și Barnaba n-avem dreptul să nu lucrăm? Cine merge la război pe cheltuiala sa? Cine sădește o vie și nu mănâncă din rodul ei? Cine paște o turmă și nu mănâncă din laptele turmei? Lucrurile acestea le spun după felul oamenilor? Nu le spune și legea? În adevăr, în legea lui Moise este scris: nu, să nu legi gura boului care trăieră grâul, pe boi are în vedere Dumnezeu aici? Sau vorbește el în adins pentru noi? Boi, atenție! Sau vorbește el în adins pentru noi? Da, pentru noi a fost scris astfel, că cine ară trebuie să are cu nădejdea și cine trăieră grâul trebuie să-l trăiere cu nădejdea că va avea parte de el. Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice, dacă se bucură alții de acest drept asupra voastră, nu ni se cade cu mult mai mult nouă, dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Tot așa Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Atenție, sunt aici, practic, și Pavel nu s-a folosit de dreptul lui. Atenție că aici sunt două dezlegări sau două lucruri. Pe de o parte, nu, Pavel nu s-a folosit de dreptul lui, a slujit fără să ceară bani la nimeni, să nu se folosească de la templu, și, dar, el spune, nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Deci, se hrănesc de la altar, nu? Tot așa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie, deci se poate. Dar Pavel nu s-a folosit de dreptul lui, dar eu nu m-am folosit de niciunul din aceste drepturi și nu vă scriu aceste lucruri ca să cer să se facă așa cu mine, căci aș vrea să mai bine să mor decât să-mi ia cineva pricina mea de laudă. Nu? Deci, atenție, în momentul în care este privit o persoană, chiar o femeie sau un creștin de rând care propovădește Evanghelia pe cale digitală, în momentul în care persoana este trimisă să propovădească Evanghelia fără bani, apoi fără bani, că altfel n-ar mai fi laudă, dar aceea este trimiterea ei fără bani, nu? Și acesta este cazul meu și cazul la alte persoane care propovăduiesc Evanghelia fără bani, nu? Dar asta nu exclude că cei ce slujesc la templu, nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar. Atenție, dar este categoria de oameni și bineînțeles că sunt preoții și leviții și ușierii și cântăreții, bineînțeles și preoteasa, am făcut mesaje, nu, preoteasa se hrănește, deci susține preotul și se hrănește de la altar și ea, nu? Și voi citi, nu? Am avut 70.000 de viziuni, că nu s-a mai putut mai mult viziuni decât dormit. Atenție, pentru casa Domnului, pentru preoți, nu? Deci, eu sunt dată deoparte, eu ca și vorbitor, eu slujesc fără să, eu am numai să am lauda de la Dumnezeu și atât. Deci, atenție, fără să câștig nimic și nu voi câștiga nimic, atenție, niciodată, nu, nici nu-mi trebuie niciun centesimo de la nimeni, nici
nu trebuie nimic de la nimeni. Nu, eu am trimiterea mea, vin și vorbesc ce am de vorbit și mă duc acasă și îmi văd de viața mea, nu? Dar casa Domnului cu preoții, leviții și cu tot ce este biserica lui Dumnezeu locală, nu? Se hrănește din Evanghelie, să fie clar, nu? Dacă vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o pricină de laudă, căci trebuie să o vestesc și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Așa cum v-am descris, vai de mine, că ies din casă, nu vestesc cuvântul care trebuie să-l vestesc, cum ar fi și acesta astăzi, nu? Că îmi place casa lui Dumnezeu, că nu-mi place, că m-au jignit preoții, că nu m-au jignit, că m-au tratat bine sau nu m-a tratat bine, că ce-a fost, ce n-a fost, eu trebuie să ies, nu? Că dacă nu fac, eu mașina, dar nu merge nici într-o parte, nici într-alta. A fost odată un moment în care eu trebuia să-l fac mesajul la casă, scris, mi se pare. Și luam mașina și mă duceam într-o direcție și era oprită, că era, nu știu, ploaie, apă, nu, calamitate naturală, oprită. Mă duceam pe cealaltă parte, era închisă așa, erau toate străzile închise. Numai acasă trebuia să mă întorc, să scriu mesajul. Dar când am ieșit că nu vroiam să scriu, practic, nu? Sau iau mașina și mă duc, dar mă opresc. Mă opresc pe dreapta că nu știu unde să mă duc. Nici nu știu unde mă duc și de unde vin și nu mai vorbesc durerea, nu, sufletească, norul acela, nu. Că ce trebuie să scriu? Aceasta este misiunea mea, nu? Să vestesc fără plată Evanghelia, dar să o vestesc. Vai de mine dacă nu o vestesc, nu? Dacă fac lucrul acesta de bună voie, am o răsplată. Chiar dacă îl fac de silă, este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Nu? Trimișii Domnului, frați dragi, ar vrea să stea în canapea. Trimis, dar când am eu chef. Și cu cine? Și cu ce material să servesc? Nu, frați dragi, absolut. Nu. Este o isprăvnicie care mi-a fost încredințată. Care este atunci răsplata mea? Este să vestesc fără plată Evanghelia pe care o vestesc și să nu mă folosesc de dreptul meu în Evanghelie. Deci atenție că sunt trimiteri deosebite, diverse, nu? Și voi citi, nu? Atenție, chivotul Domnului, căci am primit după un mesaj nu știu care, chivotul Domnului îl vor duce numai preoții. Ce este chivotul Domnului? Problemă mare, nu? Pentru că este în Moise. Și ce facem noi cu Moise? Cu chivotul Domnului, că era acolo, nu știu ce era, toiag, habar n-am ce era acolo, cartea legii, ce știu eu ce era acolo, dar astăzi ce facem cu chivotul? Care este chivotul? Ce este în chivot? Și în chivot îți voi să pui capacul ispășirii pe chivotul mărturiei și în chivot vei pune mărturia pe care ți-o voi da. De aceea am spus, dacă preotul nu aduce o mărturie despre viața lui, nu, ca jertfă la altar, nu, ca lucru prea sfânt la altar, n-are mărturie, păi n-ai chivotul complet, nu ai chivotul. Unde-i chivotul? Unde-i mărturia din chivot? Atenție, este foarte dificil mesajul. Dar în același timp este strict. N-ai una din chivot, un lucru nu-l ai din chivot, este o problemă. Nici nu poți să-l duci chivotul. Nici nu poți să-ți săvârșești slujba. Nu ca preot. Atenție, vorbesc la preoți. Nu? Deci, căci măcar că sunt slobod față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Nu? Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu, ca să câștig pe iudei, cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi sub lege, măcar că nu sunt sub lege, ca să câștig pe cei ce sunt sub lege. Și cu cei ce sunt fără lege m-am făcut ca și cum ar fi fost fără de lege, măcar că sunt fără măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul ca a oricum să mântuiesc pe unii. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și o parte de ea. Dacă n-aș face parte, dacă nu m-ar duce Domnul în prejurări ca jertfă să o sufăr pe pielea mea, eu n-aș putea. Deci fac totul pentru Evanghelie ca să am și o parte de ea. Nu pot să intru în ea. Eu nu pot să văd nimic dacă n-am trăit acea situație. Și aceasta este mărturia, nu? Dar eu, așa cum am mai spus, cu învățătura sprijinită pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos, eu sunt un nimic, o femeie, un rob, un martor, nu?
sădită pe temelia lui Pavel. Nu sunt eu apostolul, căci imediat oamenii lasă și învățătură, lasă și tot și toate mărgăritarele care se pot găsi din mesajul meu și toate, tot ce aduc eu, lasă tot și zice, da, dar eu nu poate să vorbească. Dar de ce? Pentru că, da ce, nu mai sunt apostol, nu mai sunt proroci, nu mai sunt și nu mai sunt. Aceasta este o temelie numai, o temelie, nu, pe care se zidește casa lui Dumnezeu până la urmă, nu? Deci, dar scoală-te și stai în picioare, nu? Ca poruncă. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este poruncă, poate fi o poruncă, dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Când spune Domnul așa ceva, îți pui mâinile în cap, mă vei vedea făcându-le, dar unde-i? Dar este astăzi, da, este astăzi, este cuvântul lui Dumnezeu, nu, care se arată, atenție, și se arată și femeilor, Iisus Hristos după înviere se arată femeilor, și da, este, El s-a dat, Iisus Hristos, și nu reușesc să rețin pe acesta, Iisus Hristos este același ieri și azi și în veci. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Dar ne vor putea învăța alții, nu? Că adică nu mai este Hristos astăzi, dar lasă că ne învață Calvin sau ce știu eu ce autori. Nu, 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 El astăzi ne învață. Stai în picioare în fața mea. Stai în picioare în fața mea și îți voi spune... Scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât a lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și a lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Mă vei vedea, deci este. Este și astăzi Hristos, frați dragi, dar îl dăm la o parte că vine Calvin. Sau alții. Atenție mare. Deci, căci nu avem aici o cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele lui, și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Frați dragi, astăzi am un... nu știu de unde să încep. Facerea cortului, nu? Practic. Care facere? Ori spune frații, dar noi avem cort făcut. Nu? Care cort? Care biserică? Care ziduri? Ierusalimul zidit din nou. Care ziduri? Căci am fost în Ierusalimul zidit din nou toate zilele acestea de nu mai puteam ieși. Nu? Am văzut ca și viziune și întreținerea preoților, dar și Ierusalimul zidit din nou, zidurile tale, o casa Domnului nu stătătoare, dar voi explica în ce sens nu stătătoare, pentru că toată lumea își ține de biserica lui într-un mod impresionant, nu? Și nu-i rău. Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple, să nu-l cunoașteți voi. Oare voi face un drum prin pustiu și râu în locuri secetoase? Fiarele câmpului mă vor slăvi șacalii și struții, pentru că voi da ape în pustiu și râuri în locuri secetoase, ca să adapte pe poporul meu cel ales, care stă printre africani, care stă printre chineji, care stă prin cine știe unde, nu? Și nu vă mai uitați la ce a fost, căci eu fac ceva nou și va ajunge cuvântul meu la cei care sunt aleși, dar dintre cei care sunt în pielea goală și fac mâncare la ceaun. Va ajunge și la ei, căci va avea unul dintre ei un smartphone și îl va vedea pe fratele Ianovici, de exemplu, sau pe fratele lui Gimitsoi, sau pe Timotei, sau pe Apologia Reformată. Îi va vedea, îi vor vedea. Bineînțeles că este întrebarea mea, cum mă vor vedea dacă nu se înscriu la canalul meu? Nu te vei duce tu la ei, vă veți duce voi la ei. Cum? Atenție! Deci, se zidește așezarea din nou a lui Israel, nu? Și Ierusalimul zidit din nou, nu? Pe care eu l-am văzut într-un mod, eram într-un perete, nu? Și cântam acolo în peretele acela, dar nu mă vedeam bine dacă sunt cu fața așa sau cu fața spre în exterior, nu? Căci Domnul spune, nu soarele și luna îți va sluji, nici luna nu va mai lumina cu lumina ei, ci Domnul va fi lumina ta pe vecie. Deci, așa cum am mai spus, smartphone-ul are lumina lui, atenție, va ajunge, nu că luminează soarele să vadă pe frații păstori, nu că luminează luna ca să-i vadă, nu,
afară, nu la o adunare, la o evangelizare într-un stadion. Nu, nu, nu. Pe smartphone, atenție. Dar bineînțeles că biserica va spune, am înțeles, dar pe ce cheltuială? Și am înțeles, dar noi ce facem cu zidurile? Rămân zidurile. Căci așa cum am spus dintotdeauna, se va construi pe locul unde era deja. Nu? Este o dărâmătură, este o stricare, nu? Pentru că sunt probleme, nu? Cu banii, nu? În biserică. Cu darea, cu zeciuiala, cu tot, nu? Deci, fie asupriturilor tăi vor veni plecați înaintea ta și tot cei ce te disprețuiau se vor închina la picioarele tale și te vor numi cetatea Domnului Sionul Sfântului lui Israel. De unde erai părăsită și urâtă și nimeni nu trecea prin tine, te voi face o podoabă veșnică, o pricină de bucurie pentru oameni din neam în neam. Este foarte dificil mesajul, dar eu l-am văzut în 2020, nu? Și am văzut tot, practic tot. Dar orice lucru are timpul lui, nu? Practic, în viziune eram, mi-a tras o palmă un polițist, dar mergeam normal pe stradă, pe dreapta, a trecut polițistul, mi-a tras o palmă, eu i-am scos cărțile mele, i-am scos una carta de credito, nu știu ce, i-am mai scos toate documentele mele și a văzut că n-am greșit nimic, nu? Și atunci am plecat și mi-a făcut ok, suntem ok. Deci am fost lovită. Fie asupritorilor tăi vor veni plecați înaintea ta. Este foarte mult fiarele câmpului astăzi, când foarte mulți care vorbesc foarte urât slujitorilor Domnului pe calea digitală. Chiar am văzut și o fată călcată în picioare cu două mesaje, i-am scris și eu, sărăcuța, atacată, rău, urât, cu cuvinte urâte, nu stau să le citesc, nu? Se cheamă Ami Rincan. Printre ultimele, penultimul mesaj a pus săraca, uite ce mi-au făcut, două mesaje a publicat și bine a făcut că le-a afișat ca să vadă lumea ce fiare sunt astăzi, ce fiare sunt. Și atenție că cei care scriu sunt credincioși din casa Domnului. Tu ești o eretică pentru că ei slăvesc pe păstorul lor. Dacă noi avem un lider, nu, care lucrează și bine și îl slăvim, ok, să-l slăvim, dar să nu rupem, să nu lovim sau să rupem din oameni sau să-i lovim la sânge, frați dragi, că aceasta este în Evanghelie, la sânge, să ucizi pe cineva este să-i ucizi sufletul, să-l faci, să-l calci în picioare pe calea digitală. Deci, de unde erai părăsită și urâtă și nimeni nu trecea prin tine, te voi face o podoabă veșnică și toți cei ce te disprețuiau, eram o viziune făcută din trei părți, eram eu în Italia, nu? Și eram îmbrăcată cu o rochie și era un public. Și mai era lângă mine o altă femeie îmbrăcată cu o rochie, erau albe de mireasă, erau rochile, și mai era o altă femeie, dar era conațională, deci era italiană, iar eu româncă în fața unui public italian. Și bineînțeles că s-au uit toți la mine, o alegem pe ea, nu contează cum îi stă, au ales-o pe ea, chiar o actriță, Ana Falchi, de exemplu, am văzut-o, nu? Au ales-o pe ea. De ce? Pentru că este de-a noastră, ca și cum ar fi. Și pe mine, eu am fost disprețuită. Disprețuită este biserica, frați dragi, disprețuiți sunt slujitorii bisericii, fie femei, dar fie bărbați, căci sunt atacați rău de tot și bărbați, sunt jicniți, sunt uciși în sufletul lor, nu? Cine spune fratelui său prostule sau nebunule, este în capitolul despre ucidere. Ucidem omul în sufletul lui. Poate se și spânzură cineva, poate este atât de sensibil, este viața lui, este o situație atât de gravă în viața lui de necaz, că este de ajuns cineva de pe calea digitală. Eu am văzut oameni care au ieșit de pe Facebook din cauza că nu suportă batjocurile. Au fost oameni, ce, n-au fost, copii tineri ca și fete, au murit o fată pentru că i s-a publicat, a avut, de exemplu, un logodnic, s-a culcat cu el, el a făcut video și apoi l-a pus pe calea digitală și fata s-a omorât. Deci se ucid oamenii, indirect se ucid oamenii, asta se face astăzi, nu? Dar viziunea mea este despre acest Ierusalim zidit din nou, biserica lui Dumnezeu foarte disprețuită, biserica lui Dumnezeu suntem noi. Suntem noi ca și persoane care o construim, care o ținem în picioare, fiecare cu bucățica lui, nu? Căci fiecare are bucățica lui, noi suntem foarte legați unii de alții, m-am semnat ceva, nu? Și nici nu putem singuri, deci nu poate, un păstor are nevoie, nu, de toți din biserică, fără ei ce ar putea face? Punem versetul cu tare pe screen și imediat versetul, imediat, cântă, începe Bogdan, hai Bogdan, începe că eu predic pe muzică, că sunt mai inspirat.
Deci, nu am putea singur, n-ar fi așa de ușor singur, nu? Este un loc acolo unde mi-am semnat în dimineața aceasta despre daruri. Darurile, da. Și fiecare îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Deci, așa cum am spus, scoală-te în picioare, ridică-te, că îți voi arăta lucruri și îți voi mai arăta și altele, nu? Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unul este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia credința, păi da, și credința până la urmă, frați dragi. Vedeți că este dată, nu? Este dată o credință unui om că trebuie să facă. De exemplu, te trimit, du-te și stai în fața lor, te trimit. Și Domnul dă și credința, dă și voința și înfăptuirea. Este în credință acest lucru. Eu știu că este așa, chiar dacă, de exemplu, îmi spune familiarul meu, îmi spune, este nebună, domnule, du-te la medic. Ce mesaje sunt acestea? Nu le înțelegem. Dacă nu le înțelegem și satul mi-a spus că nu înțelege satul, atunci, nebun, du-te la medic, nu? Deci, dacă n-aș avea credința, n-aș mai face-o, m-aș opri. Nu? Dacă spune tot satul și mai spun și cei din familie, gata, ai nebunit. Dar trebuie să fie credință ca să facem acest lucru, nu? Altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Nu, vedeți că este tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Suntem în mâinile lui Dumnezeu, chiar dacă vestesc de silă, trebuie să facă, mi-este încredințată. Și aici este puterea lui Dumnezeu. Deci până la urmă și credința ne-o dă fiecăruia după măsură. Deci este bizar și să auzim lucrurile acestea, dar să nu intrăm în prea multe amănunte să le înțelegem, ca să, cum am vorbit în mesajul trecut, predestinare, nu predestinare. Mergem înainte, așa cum este. Se va vedea la urmă, nu? Deci, străinii îți vor zidi zidurile și împărații lor îți vor sluji, căci te-am lovit în mânia mea. Dar în îndurarea mea am milă de tine, porțile tale vor sta veșnic deschise ca să lase să intre la tine bogăția neamurilor și împăraților cu alaiul lor. Căci neamul și împărăția care nu îți vor sluji vor pieri și neamurile acelea vor fi în totul nimicite. Deci, o biserică care nu acceptă să iasă în digital, în așa fel încât să ajungă și la africani, iau africanii aceia cu ceaunurile care fac în câmp, dar unul are, iau și acolo o întâlnire, într-o școală acolo, într-o biserică acolo, ia preotul, eu am văzut o predicatoare care a ajuns și la indieni, și la, ia preotul acolo și o așează acolo în, da, și conferințe sunt, dar o așează acolo în, într-un screen, nu? Pe perete să vadă ceilalți, să-l audă ceilalți pe acel predicator sau vor ajunge chiar în conferință în China sau în India cu traducător, nu? Dar atenție, noi astăzi noi vorbim de calea digitală, nu? Cum ajunge un păstor, o biserică, cum ar ajunge Biserica Renovație în India, nu? Sau cum ar ajunge Biserica Betania sau Biserica lui Timotei și Biserica lui Apologiei Reformate, nu? Sunt oameni cu care eu vorbesc pentru că mie Domnul așa mi-a dat poruncă. Patru ucenici, aceștia sunt, nu? Și știu că ei, știe Domnul, nu? Că ei ar asculta, ar înțelege, ar urma, nu? Informația, înștiințarea, nu? Deci, cel mai mic se va face o mie și cel mai neînsemnat un neam puternic. Eu, Domnul, voi grăbi aceste lucruri la vremea lor, nu? Deci, cum vom ajunge noi în India, cum vom ajunge noi în la africani cu ceaunul, nu? Exact cum am ajuns eu în Malta. Deci, fratele Vladimir Puștan a vorbit, a publicat un mesaj despre femei. Femeia casa, în casă, care slujește în casă. Allora, Vladimir Puștan. A publicat el un mesaj. Femeia ce ține casa. Cireșari, 4 giorni fa, 4 zile în urmă. Nu? Femeia ce ține casa. Și a vorbit, a pronunțat
cuvântul sponsorizată, dar femeia este sponsorizată. Femeia a sponsorizat, eu am fost sponsorul, deci când am trimis în Malta, când am trimis în România, când am trimis mesaje în Italia, eu am plătit. Noi putem plăti. Este de ajuns. Pune în evidență această pagină, această predică, o pui în evidență. Lucrul acesta l-a făcut și eu, Eugen Porcilescu, nu? Că ce am spus, trimite. Nu? A făcut-o, nu ca să facă publicitate la noua lui biserică. Deci, este complicat mesajul. Este complicat pentru că dacă în casa Domnului sunt mai puțini veniți, mai puțini membri sau se împuținează, nu este un caz, nu? Pentru că tot aici în Isaia, eu am văzut de prea mult timp, deci știu de mai înainte ce o să fie, nu biserica, casa Domnului, dar orice lucru și are timpul lui, căci Domnul spune bisericii, eu întotdeauna nu știu cum să folosesc că reprezint biserica sau mă închipuiesc sau fiecare din noi este un slujitor în biserică și reprezintă biserica, nu? Vine o perioadă în care situația nu mai este ca mai înainte, nu? Așa cum se spune, se obișnuiește în Italia, nu? Orice criză aduce o schimbare, dar în bine, nu? Deci este o situație că în biserică vin mai puțini, nu? Mai puțini membri, nu? Și prin urmare, bineînțeles, că facturile vin, dar cheltuiala, nu? Este aceeași, dar membrii mai puțini. Deci intrate în scădere, nu? Dar Domnul spune în Ierusalimul zidit din nou, dar tu scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Căci iată, întunericul acoperă pământul. Criză, suferință, vedem atâtea suferințe, nu? Calamități, dar și biserica suferă, nu? Atenție. Și negură mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava lui se arată peste tine. Neamuri vor umbla în lumina ta și împărați în strălucirea razurilor tale. Și este vorba de biserică, nu? Și aici am citit mai înainte, tot Ierusalimul zidit din nou, este biserica care se zidește din nou, dar când? Pe negură mare, scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Căci iată, întunericul acoperă pământul și negură mare popoarele, dar peste tine răsare Domnul și slava lui se arată peste tine. Și bineînțeles că frații ar spune, da, cum se arată, că ne vin facturile, nu? Și începem să activăm niște metode, publicitate, poate ne punem niște operatori în față, de slujitori din biserică, mai cu daruri și poate atrag clienți, cum s-ar spune, în termeni manageriali, nu? Dar Domnul și aici are cuvântul lui, nu? Atenție, are cuvântul lui, pentru că eu am avut în întreținerea preoților, eu am avut iarăși viziuni, nu? Eram nu știu dacă ați văzut vreodată în spitale pacienții care au tub în stomac, că nu reușesc să mănânce pe gură pentru că au probleme de deglutiție, de glutiție, de a degluti, de a înghiți, nu, mușchii din cauza că ies din comă sau au o problemă chiar mecanică, nu, pe esofag, nu. Ei au tub în stomac sau sclerozi multiplă, aceste boli neurologice care nu, mușchii nu mai funcționează să mai treacă bolul alimentare, să se ducă în stomac, să-l împingă mușchii de la gură până la stomac. Și au tub, nu? Ei, pe lângă ei, au acești oameni, deci tubul este în stomac, se colegează, cum se spune, se colega tubul. Mâncarea este într-un contenitor de jumătate de kil la noi, în structura noastră. Este un tub, îl legi și pompa aceea îți împinge mâncarea în stomac cu mililitri al ora, mililitri pe oră. Nu? Impostăm noi acolo, cum ne prescrie medicul. Nu? Ia mâncarea, este sterilă, este mâncarea, este curată, nu este pregătită în vase. Nu? Deci atenție, cum se pregătea odată în vase, dar este pregătită deja, se cumpără din farmacii de acolo de unde se cumpără. Și eu făceam acest lucru practic
în viziune, preparam, nu? Și legam tubul acesta la stomac. Tuburile erau cam încâlcite, nu știu dacă am văzut de ce erau încâlcite, dar reușeam să le acolegarle, nu? În întreținerea preoților, Domnul a zis lui Aron, iată din toate lucrurile pe care mi le închină copiii lui Israel, îți dau pe cele care îmi sunt aduse prin ridicare. Deci pompa aceea era ridicată, nu? Prin ridicare, dar viziunea și cuvântul lui Dumnezeu prin ridicare, Vechiul Testament, ce facem noi, nu? Deci Domnul Iisus se va arăta și ne va arăta ce înseamnă, nu? Ți le dau ție și fiilor tăi ca drept al ungerii printr-o lege veșnică, ca drept al ungerii. Și am vorbit despre ungere, nu? Ungerea aceea care, întâiul meu născut, ungerea aceea, nu? Din acel psalm în care astăzi te-am făcut întâiul meu născut, pentru că ai adus un lucru prea sfânt la altar și ai mărturisit păcatul tău ca preot la altar și acela va fi ungerea și sfințirea locașului tău, altarului tău, nu? Pentru faptul că tu te-ai adus ca jertfă, nu? Este complicat, dar am făcut mesaje, nu? Poate mai aduc ceva astăzi, nu? Da, Toni, ok, ai adus bine la altar, l-ai adus. Da, domnule, eram cu femeia și vedea că nu mai am pofte, practic. Dar ești bine? Păi, cum adică? Da, este bine. Este bine. Dar nu-ți dau ungerea. Nu este astăzi. Deci, asta nu înseamnă. Deci, atenție, întâiul meu născut. Deci, iată ce va fi al tău dintre lucrurile prea sfinte care nu sunt mistuite de foc. Toate darurile din jertfele lor de mâncare, toate jertfele lor. Deci, aici este foarte important. Iată ce va fi al tău dintre lucrurile prea sfinte care nu sunt mistuite de foc. Deci, nu erau mistuite de foc, nu erau făcute la cazan. Erau prin ridicare. Atenție, erau prin ridicare, este foarte dificil mesajul. Toate darurile din jertfele lor de mâncare, toate jertfele lor de ispășire și toate jertfele pentru vină pe care mi le vor aduce, lucrurile acestea prea sfinte să fie ale tale și ale fiilor tăi. Să le mâncați într-un loc prea sfânt, orice bărbat să mănânce din ele, să le priviți ca sfinte. Într-un loc prea sfânt, frați dragi, deci atenție că biserica acestui Ierusalim nou va rămâne pe locul în care era. Deci eu am citit mai de mult, Ierusalimul zidit din nou, se va face, nu? Și a fost în Vechiul Testament o situație în care s-a zidit din nou. Este o perioadă în care, dar dacă vă veți abate, dacă veți părăsi legile și poruncile mele pe care vi le-am dat și dacă vă veți duce să slujiți altor Dumnezei și să vă închinați înaintea lor, vă voi smulge din țara mea pe care v-am dat-o, voi lepăda de la mine casa aceasta pe care am închinat-o numele meu și o voi face de pomină. Sunt amenințări și se face de pomină, poate chiar sunt făcute de pomină anumite biserici, dar așa cum bine și rău, nu? Crize, se trece prin crize. Eu am văzut de mult, ia uneltele acestea, du-te și le pune în templul din Ierusalim să se zidească din nou casa lui Dumnezeu pe locul unde era. Deci, atenție, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere, dacă este din Vechiul Testament. Da, s-a mâniat Domnul, au rămas cetățile pustii, sau după ce a murit Solomon, ce s-a întâmplat, știu preoții, și după aceea să se zidească din nou. Este o perioadă din istorie în care casa lui Dumnezeu s-a stricat, să știți, s-a stricat, deci toate mărturiile care se aduc, toate lucrurile negative, nu, care le povestesc chiar preoți, nu, și se supără când văd ce văd, nu? Se mânjește imaginea pentru unul, doi, pentru un preot pedofil, pentru un preot prea curvar sau prea undură, sunt toți mânjiți, nu? Deci casa lui Dumnezeu a căzut foarte mult în ochii oamenilor, din cauza aceasta sunt foarte supărați în Italia. În Italia, dacă se publică un mesaj fără să se dezactiveze comentariile, îi fac pe preoți toate felurile, deci nici nu se poate publica. Supărați pe biserică pentru că le-au luat pământurile, nu știu ce s-a întâmplat, spun ei, și că îs hoți și că crezima inventată ca să mai ia bani și sunt tot felul de supărări ale lor, nu? Asta e în cazul bisericii catolice, nu? Dar și bineînțeles că oamenii sunt ca fiarele, oamenii nici să n-audă să se vorbească de biserică, se declară atei pentru că au trecut printr-o împrejurare nefastă, nu? Dar astăzi Domnul spune, calea digitală, să se facă pe locul unde era, deci tot în același loc, în biserica în care se slujește astăzi, nu?
să le mâncați într-un loc prea sfânt, orice bărbat să mănânce din ele, să le priviți ca sfinte. Iată ce va mai fi al tău. Toate darurile pe care le vor aduce copiii lui Israel, prin ridicare și legănându-le într-o parte și în alta, ți le dau ție, fiilor tăi și fiicilor tale, împreună cu tine, printr-o lege veșnică. Oricine va fi curat în casa ta să mănânce din ele. Și asta este vorba de copii, se hrănesc din salarul, din banii pe care îi încasează. Un preot se hrănește, preoteasa și copiii lui, dar să fie curați, atenție, 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 atenție. De ce să fie ei curați? Dacă ei nu sunt curați, atenție, la ei, cade și ei pe spate cu scaunul, cu tot. Trebuie să fie și copiii noștri curați, căci voi aduce și acel pasaj, nu, pe care visul l-a avut fratele David Shalar, nu, a avut un vis în care Domnul a vorbit lui Moise și a zis: poruncește copiilor lui Israel să izgonească din tabere pe orice lepros și pe oricine are lepădare de sămânță sau este întinat prin atingerea de un mort, nu? Fie bărbați, fie femei. Fratele a văzut acest pasaj pe care l-am adus în data trecută, era o ușă. O ușă bătea, cine bătea era acela care vroia să intre în biserica noastră sau vroia să intre în casa noastră, cum ar fi familia mea extinsă, să intre în casa mea. Bat la ușă, ei bat în continuu, tentează, dar se întâmplă ceva că nu pot să ajungă la mine. Și fratele a văzut un sul de carte sau o scrisoare, o foaie care i-a dat-o pe sub ușă. Eu le dau pe sub ușă cuvântul lui Dumnezeu: nu mai bârfiți ca să veniți la mine, nu mai vorbiți de mine, nu mă mai faceți nebună, nu mă mai faceți femeia nu știu care din sat, nu mă mai ocărâți, nu mă mai trimiteți la medic. Nu mai vorbiți între voi, dacă nu s-ar mai vorbi între noi, în familia noastră, deci ar fi ceva... Că poate acum s-au liniștit un pic toți. Sper. Sper, pentru că erau, când am ieșit de acolo, era el cu amantă, se vedea online și... Nu. Deci, vorbante și nu se va deschide poarta, nu va intra până când cineva care este necurat, până când nu se va curăți, practic. Și în momentul în care sunt copiii noștri, frați dragi, să știți că... Este o problemă. Deci noi slujim de la altar, dar copiii noștri fac dezastre. Iată, un lucru necurat ne face necurat și pe noi. Deci atenție mare la cei din prejurul nostru care stau în prejurul nostru. Păi, cum adică? Deci, îți dau cele din tâi roade pe care le vor aduce Domnului, tot ce va fi mai bun din unde lemn, tot ce va fi mai bun din must și grâu, cele din tâi roade ale pământului lor pe care le vor aduce Domnului să fie ale tale. Oricine va fi curat în casa ta să mănânce din ele. Tot ce va fi închinat Domnului prin făgăduință în Israel să fie al tău. Orice întâi născut din orice trup pe care îl vor aduce Domnului, atât din oameni cât și din dobitoace, să fie al tău. Numai să lași să se răscumpere întâiul născut al omului și să lași să se răscumpere și întâiul născut al unui dobitoc necurat. Să lași să se răscumpere întâi născuții ai oamenilor de la vârsta de o lună după prețuirea ta, cu prețul de 5 sicli de argint, după siclul sfântului locaș, care este de 20 de ghere. Deci, în funcție fiecare locaș, nu, prețul întâiul născut, și aici intru, dar să nu lași să se răscumpere întâiul născut al vacii, aici n-am nicio descoperire. Deci, frați dragi, unde suntem? Prin ridicare. Prin ridicare, mâncarea, prin ridicare, plătit întâiul născut. Deci, eu am văzut așa. Ceea ce n-am văzut până acum, deși am citit din întreținerea preoților. Iată ce va fi al tău dintre lucrurile preasfinte care nu sunt mistuite de foc. Toate darurile din jertfele lor de mâncare, toate jertfele lor de ispășire și toate jertfele pentru vină pe care mi le vor aduce, lucrurile acestea preasfinte să fie ale tale și ale fiilor tăi. Oamenii vor veni și se vor aduce pe ei ca jertfă de ispășire, ca jertfă pentru vină. Vine cineva și mărturisește și spune: am greșit, am făcut un avort, un exemplu. Nu? Vine la preot, mărturisește păcatul, bineînțeles, să se lese, așa cum a fost la ortodox. Noi aveam, era 5 lei era pe timpul când eram eu în România, cu 20 de ani. Deci, tu vii la altar și aduci și mărturisești, banii jos, prin ridicare, iei banii jos, nu? Vii să era la ortodox, sigur este așa, am cineva foarte bolnav în familie, facem Sfântul Maslu. Facem de la altar o slujbă întreagă pentru acea femeie care este pe pat, facem Sfântul Maslu, rugăciune pentru, facem biserica rugăciune, poate și post pentru ea, banii jos, dă banii. Vrem consiliere, frate drag, frate Ianovici, ai spus, păi ce domnule, că eu stau să scriu un mesaj, sau stau să-mi fac lucrul meu și ajung la mine mesajele că oamenii au nevoie, nu? Banii jos, consiliere, banii jos. Cociu profesional, m-a învățat foarte mult. Intrați să vedeți că ce este corect, frați dragi. Deci, veți hrăni biserica, oamenii vor aduce darea, dar nu obligați, pentru că am citit,
Nu obligați oamenii, adu vii în biserica noastră, dar ceea ce mi-au spus mie, dacă e 1000 de euro, 100 de euro îi aduci pe lună. Nu m-am mai dus, nu m-a lăsat soțul meu, nu m-ar lăsa nici astăzi să vin, să aduc, dacă eu iau 1700 de euro, 1800 de euro, 180 aduc pe lună la biserică, Doamne ferește! Nu m-ar lăsa soțul meu niciodată și eu mă supun soțului meu, nu? Atenție! Sunt în casă cu el, nu mă lasă, cum? Să dau banii, avem cont unic, cum? Nu se poate așa ceva. Deci, preoții, frați dragi, căci este aici în domnia lui Ioas ceea ce Tony a făcut pe stadion odată și Domnul a spus, m-a cinstit în acea, mi se pare, vinere mare, m-a cinstit pentru că a pus coșulețe și n-a luat banii de intrare, dacă am înțeles, bilet de intrare, nu? Împăratul Ioas a chemat pe preotul Jehoiada și pe ceilalți preoți și le-a zis, pentru ce n-ați dres stricăciunile casei? Acum să nu mai luați argint de la cunoscuții voștri, ci să-l dați pentru dregerea stricăciunilor casei. Preoții s-au învoit să nu mai ia argint de la popor și să nu mai fie însărcinați cu dregerea stricăciunilor casei. Atunci preotul Jehoiada a luat o ladă, i-a făcut o gaură în capac și a pus-o lângă altar, la dreapta, în dreptul pe unde se intra în casa Domnului. Preoții care păzeau pragul puneau în ea tot argintul care se aducea în casa Domnului. Când vedeau că este mult argint în ladă, se suia logofătul împăratului cu marele preot și strângeau și numărau argintul care se afla în casa Domnului. Încredințau argintul cântărit în mâinile celor însărcinați cu facerea lucrărilor în casa Domnului și dădeau argintul acesta teslarilor și lucrătorilor care lucrau la casa Domnului, zidarilor și cioplitorilor de pietre pentru cumpărarea lemnilor și pietrelor și toate acestea. Dar cu argintul care se aducea în casa Domnului n-au făcut pentru casa Domnului nici lighene de argint, nici mucări, nici potire, nici trâmbițe, nici un vas de aur sau de argint, ci îl dădeau celor ce făceau lucrarea ca să-l întrebuințeze pentru dregerea casei Domnului. Nu se cerea socoteală oamenilor în mâinile cărora dădeau argintul ca să-l împartă lucrătorilor, căci lucrau cinstit. Argintul jertfelor pentru vină și al jertfelor de ispășire nu era adus în casa Domnului, ci era pentru preoți. Deci, este dificil mesajul, pentru că în momentul în care, deci, nu, eu la Biserica Ortodoxă, nu, deci, erau tot felul la icoana Maicii Domnului, la icoana Sfântului Nicolae, erau niște cutii în care băgai bănuțul tău zilnic. Noi băgam mereu, nu plecam la biserică fără mărunt, nu? Să băgăm acolo. Plus pomelnicul, eram pomelnicul și banul în mână. Pomelnicul și banul în mână, nu? Plus pentru Sfântul Maslu, pentru mort, banii în mână. Pentru întâi născuți, aduci copilul la biserică, păi chiar cum se face la ortodox, botezul, banii în mână, bani, o grămadă de bani se dau, nu îți cere lunar, îți cere contribuția, dar nu este nimeni obligat dacă intri în biserică să te oblige să dai zeciuiala. Nu, este altfel așezată darea la biserică, în așa fel încât omul orice lucrare are, nu? Deci, iată ce va fi al tău dintre lucrurile preasfinte care nu sunt mistuite de foc. Toate darurile din jertfele lor de mâncare, toate jertfele lor de ispășire și toate jertfele pentru vină pe care mi le vor aduce, lucrurile acestea preasfinte să fie ale tale și ale fiilor tăi. Și este întreținerea preoților. Deci, frați dragi, cum se va face? Nu? Căci fratele Vladimir Pustan a scris, dar femeia care ține casa, femeia sponsorizată, care ar fi crezut, nu știu, nu vreau să spun ceva, femeia sponsorizată. Atenție că femeia sponsorizată, lui mi-a dat cuvântul ca să-l folosesc astăzi, femeia sponsorizată, în acest mesaj, eu îl folosesc. Femeia sponsorizată a trimis și dacă... femeia ce ține casa... Femeia sponsorizată, deci atenție, frați dragi, nu, la orice cuvânt pe care l-auziți, că poate Domnul vă desface un cuvânt într-o idee pe care să o aplicați în casa Domnului pentru a încasa, nu, să vă plătiți facturile. Deci, femeia sponsorizată, eu am sponsorizat, eu nu eram sponsorizată, deci am trimis în Malta, am trimis în Italia, am trimis în România toată, nu, mesaje și postări și tot, pe banii mei, nu, deci o inserțiune, nu știu în românește, în termeni informatici, o inserțiune și acum mi-am pare în continuu, hai, dă cu 75 de euro, acoperi, ajungi să trimiți unde vrei, în orice țară și în Turcia, frați dragi, sunt traducătoare sau sunt Biblii, luați o Biblie, vreți să trimiteți în Turcia, luați o Biblie turcească și versetele sunt aceleași, să știți, versetele sunt aceleași, sau pe calea digitală, eu am... Sunt site care îți traduc în orice limbă, în chineză. În chineză vă traduce mesajul ca și postare, nu?
Dar bineînțeles că informaticii știu să facă acest lucru. Deci, în momentul în care, frați dragi, deci, hai să luăm bisericele cu care îmi permit să vorbesc, nu? Hai să îi luăm. Biserica Renovație, nu? Și lucrul acesta l-am spus lui Eugen Porcilescu și a făcut-o. Și a fost și făcut-o. Nu mai să mă duc la el în casa fizică, dar tot nu mă duc, că nu-i timpul. Deci, și poate nu va fi niciodată. Deci, pagina Bisericii Renovație, nu? Vă duceți să faceți o inserțiune, nu? Să trimiteți în Malta, de exemplu. Trimiteți în Malta o predică, un reels pe care îl faceți, puneți un operator care să traducă în malteze, în engleză, practic. La Malta eu am scris în engleză și au vorbit cu mine, nu? Și au fost primitori și au fost buni. Îl trimiteți în Malta, nu? De unde asta, ca să vă faceți cunoscut până la marginile pământului? Sau în China, pe teritoriul Chinei, cu câți bani vrem? 10 euro ajungi la o populație de 20.000 de pe teritoriul Chinei, nu? Dar aduc altceva, frate drag, care se ține de cei care vă caută la telefon. Deci, telefonul de casă, telefonul personal, acela pe care vă sună numai cunoscuții intimi și familia, este unul. Celălalt, pentru populație, este deoparte și îl deschideți la timpul și la orarul când oamenii vă pot căuta. Pentru consulență. Consulența pe plată. Pe plată. Frați dragi. Deci, cunosc foarte bine acest sistem, pentru că eu am cerut acum 2-3 ani, 4, nu mai țin minte, în 2020 eu am intrat, domnul mi-a arătat, du-te după el, un coach. Pe pagina lui, practic, scrii: vreau să fac prenotare în... El publică în fiecare zi, că își face publicitate. Deci, frate drag de Renovație, nu? Deci, trimiteți acel reel pe care deja îl faceți și îl trimiteți zilnic, ca oamenii să vă vadă. Dar cu 5 euro la zi, trimiteți în toată România. Dacă vreți o zonă particulară, eu am trimis și numai o zonă particulară, numai în București, de exemplu. Dacă vreți, da, puteți și numai în București. Dacă vreți toată România, România, scrieți acolo când populația target, de la populațiune care tu o alegi. Trimiți reel. Lumea te vede din România, te vede toată lumea, dar această inserțiune, nu știu în Italia, în românește, inserțiune care tu o trimiți, exact ceea ce fac coachii profesionali. Puteți să vedeți coachi profesionali, scrieți și vedeți cum lucrează ei. Trimiteți în toată România, oamenii vă vor vedea și în comentarii vă vor scrie: aș vrea și eu o consulență, vreau și eu o consiliere, nu? La care biserica, un exemplu, Renovație, face un sit de prenotare. În situl de prenotare, căci eu așa am intrat la acest coach profesional, să mă învețe să vorbesc și nu m-am învățat. A fost o pacoste, dar nu este, că toată criza aceasta, toată negura aceasta, toată durerea, eu pot vorbi astăzi. Deci, eu acest fel de a vorbi, vedeți, intru cu textul din Evanghelie și apoi îl discut. Așa vorbește el, așa face el și în fiecare zi oamenii îl văd și văzându-l în comentarii scrie: vreau o consulență. Intră și prenotează și aplicați linkul care duce în situl de prenotare. În situl de prenotare, acum puteți să probați, deci chiar la el, că este, el știe și românește. Dacă nu, intrați într-un alt sit, dar vă cunosc oamenii. Vedeți, intrați într-un sit al unui coach profesional, scrieți: vreau o consulență, de exemplu. Vedeți, coach profesional, că ei intră, sunt sponsorizat, pagina e sponsorizată, e plătită ca să ajungă la toată lumea. Cine vrea și cine nu vrea, nu? În comentarii: vreau o consulență. Vedeți că este linkul unde să intrați, să vă prenotați. Când intrați să vă prenotați acolo, vă întreabă: aveți cu ce plăti în caz? Prima consulență este gratis. Dar vă întreabă: aveți cu ce să prenotați, cu ce să plătiți dacă intrați să lucrăm, să lucrați, să lucrezi cu dumneavoastră? Da, nu. Care este subiectul? Care este problema pentru care apelați? În ce nevoie, nu, se încadrează, nu? Și omul scrie: păi, cum am scris eu, am nevoie, vreau să învăț să vorbesc, nu? Să vorbesc în fața unei telecamere, nu?
Așa am și spus lui atunci, el a zis, păi ia-ți telefonul tău, că telecamera mea costă 1000 de euro și eu îmi scot banii, dar tu dacă începi să vorbești gratis, și i-am zis, da, gratis voi vorbi întotdeauna. Nu m-a crezut pentru că a crezut că iau muncă și atunci a început o relație foarte zbuciumată, nu căuta să mă dărâme, mă făcea în toate felurile, martiră, s-a apucat și mesajele lui le făcea împotriva mea, nu, eu îl vedeam până când ne-am blocat. Deci, în momentul în care, frate drag de renovație, în momentul în care ți intră prenotarea și omul pentru consiliere, nu? Bineînțeles, așa cum știți bine, deci ați fost ca jertfă de ispășire, sunteți ca jertfă, v-ați dat pe sine, deci a fost o consiliere greșită, acea situație în care și eu am intervenit și am făcut și un mesaj împotriva conducerii, dar să știi că au făcut bine în sensul că v-a arătat acea situație când a fost consilierea nu perfectă, nu? V-a arătat, prima v-a dat ca jertfă. Jertfă, s-a dat pe sine, v-ați dat pe sine pentru consiliere, ne-a dat pe sine, frați dragi, s-a dat pe sine, nu? Este că ne dăm pe sine să putem vorbi, el s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățe un norod care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. El s-a dat pe sine, să ne dăm viața, frați dragi, pentru alții, înseamnă să trecem printr-o situație ca să putem ajuta pe alții. Atenție! Altfel nu vom ști, nu vom ști să lucrăm, nu ne-am dat pe sine, nu? Deci, când vedeți subiectul, îl discutați cu comitetul, așa, 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 ce îi răspundem. Da, sunt eu care mă prezint, dar plata, cât costă, nu? El nu spunea coachul profesional, spunea la când intra deja, la prima era gratis, prima parte era gratis, prima jumătate, nu, o oră era prima gratis. Vă oferim gratis o oră la început, dar după aceea se intră în plată, pentru că omul nu e că dintr-un mesaj, dintr-o întâlnire de consiliere s-a rezolvat tot. Poate sunt cazuri complicate, omul vrea să spună cum merge, nu? Și atenție mare la comitet, comitetul să fie conștient, nu? De hotărârea să fie a ta, frate drag, dar comitetul să fie el în spate, să hotărască el, ca să nu aveți responsabilitate, să dormiți liniștit, nu? Răspunsul la ce problemă, pentru ce problemă vă cheamă persoana, face prenotare când aveți timpul acela în care sunteți comod, deci și aduceți banul la biserică, nu neapărat să vă duceți la capătul pământului până la Bârlad, în orașul meu, să faceți o predică, cheltuie biserica atât, nu știu cât poate să dea o biserică la care vă duceți, dar prin consiliere încasați din casă, într-o cameră, într-un birou în care să dați consiliere o oră sau jumătate, se face, nu? Se prenotează, se pune problema, comitetul la cunoștință și încasăm și scrieți. Consiliere, da, număr pe WhatsApp, se cheamă pe WhatsApp că nu se plătește, așa făcea acest coach profesional. Deci voi puteți să vedeți modalitatea, puteți să faceți la un coach profesional o prenotare, dar faceți pe un lucrător din biserică, că dacă faceți preotul, face preotul, ei imediat, un consilier, un consulent, un coach profesional, imediat intră să vadă cine sunteți. Imediat, primul lucru care îl fac, cine prenotează vor să știe cine este persoana. Dacă faceți pe cineva, trimiteți pe cineva în față, că el punea în față niște femei. El se arăta cu femei, dar... Deci dacă trimiteți pe cineva, faceți prenotarea printr-un lucrător din biserică, dar cel care răspunde, cel care stă în față, cu cel care are problema, sunteți dumneavoastră, frate drag. Eu, pentru că am auzit și pe fratele David Șalar, nu, că era solicitat, mă duceam la o consiliere. Atenție că biserica, frați dragi, se îndreaptă spre acea casă a Domnului prin care se încasează. Dar de ce să câștige cocii profesionali de pe problemele oamenilor? Că nu fac nimic. De ce să nu câștige biserica, nu? Pentru că eu am văzut. Dumnezeu îi zgonește pe cananiți. Dacă intră preoții, fratele Necula face, frați dragi.
Dacă nu este altă pagină care îl folosesc pe el, coach profesionali, șarlatani care îi folosesc pagina lui. Eu am văzut pagină, dacă aveți probleme spirituale, eu vă ofer consulență, dar numai că atenție că s-ar putea să fie să-i uzeze cineva pagina. Nu știu, păi vorbesc în sensul că nu știu. Deci aveți nevoie de consulență sponsorizat, aveți nevoie de consulență spirituală, aveți nevoie, dar acest coach profesional în fiecare zi trimitea să se facă cunoscut în țară, în Italia, nu? Fiecare unde trăiește, poate cineva care e în America face consulență, fie în engleză, fie în, la americani, fie la români, fiecare digitală, faci consulență din America, faci la unul din România, de exemplu, nu? Dumnezeu îi zgonește pe cananiți, pentru că așa văd. Ar fi o nebunie, nu? Ceea ce spun, dar Dumnezeu îi zgonește pe cananiți. Păi da, frate drag, vin, crezi că nu vin. Dacă te cheamă gratis și tu poate zici, le dau consulență numai să vină poate la biserică, nu vin, le dai și consulență și tot nu vin. Nu, nu am nevoie, nu trebuie să trag eu de tine să vin în biserica mea. Consulență atât costă, puneți un preț, nu, care să fie, poate la început, mai mic, nu? Și oamenii de nevoie, cheamă că acest coach profesional s-a îmbogățit, mi-a arătat casa lui, o casă, de m-am speriat, ca o școală de mare, pe banii de consulență, nu? Deci, se fac bani, oamenii nu știu să trăiască, oamenii nu știu să vadă în Evanghelie, oamenii nu știu din biserică să înțeleagă, să-și vadă rezolvarea problemilor. Au nevoie de cineva, au nevoie de cineva. Ce mai... Nu știu, frați dragi, dacă ați înțeles. Jertfa zilnică, în jertfa zilnică este cum văd eu, ar fi o nebunie, să știți. Nu? Jertfa zilnică să publicați în fiecare zi cum face acest coach profesional. Intrați, frați dragi, coachul meu profesional, Dier Bellucci, intrați să vedeți cum lucrează el. Eu mesajul meu îl fac așa, scriu supra, scriu deasupra, scriu de desubt, vorbesc, că l-am copiat până la urmă, nu m-am învățat nimic. Vorbesc exact cum vorbește el. Și el trimite în fiecare zi, dacă urmați pagina, îl vedeți în fiecare zi cum lucrează și aceea este modalitatea. Prenotați! Intrați și prenotați să vedeți, numai că să intre un lucrător oarecare, pentru că dacă vede că e un păstor, deja mi-ascultă mesajele și mă urmează. Deja el mi-ascultă și le înțelege, dar se prezintă cu canale false și nu suport lucrul acesta. Nu va intra, va sta afară, în afara ușii, va bate, până când va fi în adevăr. Și i-am spus, propovăduiește Evanghelia și lasă-mă în pace. Vezi cum o propovăduiesc eu, știi să vorbești în italiană bine. Propovăduiește Evanghelia. Du-te și la capătul pământului și poate se va duce. Cine știe? Orice lucru Domnul face la timpul lui. A auzit toată Evanghelia italiană. Toate i-am predicat-o lui. Știe să vorbească, este expert, știe și românește, și engleză, și italiană. Și dacă nu mai știi și altceva. Deci dacă nu ajunge în China și la negrii aceia cu ceaunile, dacă nu o să le placă de el... De mama focului și are trupă de ajutoare. Deci, jertfa zilnică el publică în fiecare zi. În fiecare zi se face cunoscut, pune acolo 5 euro și cu 5 euro, frați dragi, cum i-a zis și lui Eugen Porcinescu, publică cu 5 euro ca să-ți arăți biserica care abia ai deschis-o. Păi cum să vină oamenii dacă nu te cunosc, nu? Cananiții trebuie nimiciți, cananiții sunt ei, coach profesionali care câștigă la bani și omul iese de acolo, plătește și bani și... Tot așa rămâne. Poporul se va duce după alți dumnezei. Este prorocie din Vechiul Testament. Domnul a zis lui Moise, iată, tu vei adormi împreună cu părinții tăi și poporul acesta se va scula și va curvi după dumnezei străini ai țării în care intră. Pe mine mă vor părăsi și va călca legământul meu pe care l-am încheiat cu ei. În ziua aceea mă voi aprinde de mânie împotriva lui. Se duc la coach profesional. Oamenii. Nu se mai duc la biserică. Pentru că cocii sunt ca iarba, nu? Deci, eu am văzut după un mesaj în care am făcut mesajul, a venit norul și a venit durerea, zic, da, am făcut mesajul, ce vrei de la mine? Și Domnul mi-a spus, vezi că chivotul care tu l-aduci, luați cartea aceasta a legii, după ce a isprăvit Moise în totul descris într-o carte cuvintele legii acesteia, a dat următoarea poruncă leviților care duceau chivotul legământului Domnului. Luați cartea aceasta a legii și puneți-o lângă chivotul legământului. Deci un element din chivot este cartea lui Dumnezeu. Este legea lui Dumnezeu. Puneți-o lângă chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru
ca să fie acolo ca martor împotriva voastră. Domnului Dumnezeului vostru, vezi că sunt doi, apologia reformată. Bineînțeles că am văzut că tu te-a supărat cineva, trist. Păi da, trebuie să ne aducem ca jertfă, nu chiar așa, în fotoliu, tot ce spunem noi, lumea ne aprobă. Nu, vor veni împotriva ta, l-a respins pe Mântuitorul, te vor respinge și pe tine. Păi, ca jertfă și tu. Vii la oameni așa fără să fii o jertfă, fără să te dai pe tine, pe sine. L-au respins pe el, te vor respinge și pe tine, și pe mine. L-au urât pe el, te vor urâ și pe tine. Nu fi trist, aceasta este drumul, aceasta este calea. L-au urât, l-au respins, l-au înjurat, l-au scuipat, te vor scuipa și pe tine. Vor veni, asta ca să știm despre ce vorbim. Apologia reformată, că altfel venim cu Calvin noi, dar atenție că noi trebuie să venim cu viața noastră. Deci, Israel s-a îngrășat și a zvârlit din picior, te-ai îngrășat, te-ai îngroșat și te-ai lățit și ai părăsit pe Dumnezeu, ziditorul lui, ai nesocotit stânca mântuierii lui, l-ai întărătat la gelozie prin dumnezei străini, nu? L-au mâniat prin urăciuni, au adus jertfe dracilor, unui idol care nu sunt dumnezei. Nu ne aducem noi pe Calvin, nu trebuie să ne spună Calvin nimic despre botezul copilor, nu trebuie să ne spună Calvin nimic, ne spune Domnul. Avram a crezut în Dumnezeu și acest lucru i-a fost socotit ca neprihănire, fără cu tăiere împrejur. Nu, fără tăiere împrejur. Apologia reformată, ce-i tăierea împrejur? Că am vorbit în mesajul trecut, dar n-am explicat nimic, pentru că am avut după. Ce-i tăierea împrejur? Păi unul, de exemplu, zice, domnule, cum demonstrez eu că sunt a lui Dumnezeu? Sunt membru într-o biserică, sunt botezat în apă de om mare și ce mai fac? Plătesc zeciuiala și țin postul, nu? Sau ce știu eu, ce condiții mai sunt? Nu, nu. Fără tăiere împrejur. Un om poate fi al lui Dumnezeu și să se mântuiască prin credință și atât. Nu este o ușă unde Domnul să spună, dacă nu ești botezat în apă de om mare, nu treci. Frați dragi, atenție! A fost mântuit Avram, i s-a socotit neprihănire când? După tăiere împrejur sau înainte? Înainte. Citiți! Moștenirea vine prin credință, nu prin tăierea împrejur, căci trebuie să explicăm tăierea împrejur ce este astăzi. Căci cuvântul lui Dumnezeu ne aduce tăierea împrejur. Și care este? Te tai împrejur în toate felurile. Post, membru, ce știu eu, botez în apă, nu-l ai. Nu. Să ajungem la statura de om mare pe care nu ne clintește nicio învățătură și primim cuvinte din gura lui. Ieri, azi și va fi. Iisus Hristos este astăzi, ieri și va fi. Da, să învățătura despre botezuri și despre... Când va trimite Dumnezeu pe cineva, când te va trimite apologia reformată la cineva să-l botezi, nu? Știi cum va fi? Te va înștiința Dumnezeu? Te vei duce la omul care te caută, ca Filip și cu etiopianul. Etiopianul citea, dar nu era botezat, nu s-a intrat în apă. Te va trimite Domnul, va fi ceva, că nu trebuie nimeni să îi explice la oameni, dacă nu vă botezați, vă spun eu când trebuie să vă botezați, când trebuie să se boteze un om, vine el la tine. Și tu la el. Vă treziți față în față și îți va spune, uite apa, ce lipsește. Dar el citea din Evanghelie, atenție, el era om corect, era om înaintea lui Dumnezeu, știa Dumnezeu cum este el. Moștenirea vine prin credință. Știa cum este etiopianul. Zidirea templului, celelalte lucruri și unelte pentru templu. Judecătorii, atenție mare, nu? Căci vor veni oameni cu probleme de judecat, atenție, că dacă vine un avocat și spune că, ce știu eu, sau un imprenditor, e om cu bani și om cu vază, atenție, a greșit, mărturisește-ți păcatul. Și a zis judecătorilor, luați seama la ce veți face, căci nu pentru oameni veți rosti judecăți, ci pentru Domnul care va fi lângă voi când le veți rosti. Deci atenție, acum frica Domnului să fie peste voi, vegheați asupra faptelor voastre, căci la Domnul Dumnezeul nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are în vedere față oamenilor, nici nu se primesc daruri. Lasă că vă dau, nu, lasă că vă dau, ne vedem deoparte, biserica să nu știe. Nu, atenție, să se facă prenotare, să fie un informatic acolo la aparat care primește, intră prenotările. Fratele, deci le spune, veți avea ca și preot care vă va răspunde pe fratele Ianovici, luăm acest exemplu,
Dar lucrătorul la informatică intră prenotările, frate drag, fratele dă la informatic disponibilitatea, pot marți, pot joi și pot luni, de la 6 la 8, de la 6 seara la 8, de 3 ori pe săptămână, sau ce știu eu. Atenție și aici, nu, că vor subintra, poate unii vor zice, vă dau un negru să nu mai știe biserica și... Deci atenție, să se primească daruri, să nu mai știe biserica, vă dau un negru, banii, mă, faceți consiliere la telefon. Atenție că și Dumnezeu vede, nu? Când s-a întors la Ierusalim, Iosafat a pus și aici pentru judecățile Domnului și pentru neînțelegeri leviți, preoți și căpetenii peste casele părintește ale lui Israel. Și iată poruncile pe care li le-a dat. Voi să lucrați în frica Domnului, cu credință și curăție de inimă, în orice neînțelegere care vă va fi supusă de frații voștri care locuiesc în cetățile lor, și anume cu privire la un omor, la o lege, la o poruncă, la învățături, la rânduieli, să iluminați ca să nu se facă vinovați față de Domnul și să nu izbucnească mânia lui peste voi și peste frații voștri, așa să lucrați și nu veți fi vinovați. Deci, atenție, 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 căci el, de exemplu, lucrau femeile, nu? Lui. Și s-a întâmplat că a fost o prenotare cu mine, dar el s-a dat la fund. Și mi-a răspuns o operatoare, dar era acolo scris că doctorul cutare este în fața voastră, Beluci, nu? Doctorul Dier Beluci în fața voastră. Și nu era el, era femeia. Și m-am supărat. Și așa cum eram, și așa cum sunt, nu? M-am enervat și am blocat și m-au blocat și ei și ne-am supărat că eu nici nu-l mai văd pe Facebook, că suntem blocați. Păi cum mi-ați spus că el stă în fața mea și stați voi? Ce treabă am eu cu voi? Păi nu, că vă răspund, nu! Și m-am supărat și m-am certat cu ele flocoasele, aveau niște păruri, că mi-aduc aminte, nu? Și a fost o istorie, dar toate lucrurile s-au întâmplat, m-am dat pe mine ca să vorbesc cu voi, m-am dat pe mine însă, mi s-au întâmplat toate lucrurile acestea, nu? Și apoi umbla pe Messenger, că îmi trimitea. Deci, așezarea dregătorilor templului, nu? În ziua aceea s-au rânduit oameni care să privegheze asupra odăilor care slujeau de cămări pentru darurile de mâncare, cele din tâi roade și zeciuiele. Ei au fost însărcinați să adune în ele. Dacă vine cineva că zice, da, domnule, dar eu plătesc în continuare. Da, bine, plătește-i darea ta, nu? Căci Iuda se bucura că preoții și leviții erau la locul lor, păzind tot ce privea slujba lui Dumnezeu și a curățărilor, cântăreții și ușierii își împlineau și ei slujbele după rânduiala lui David și a lui fiului său Solomon. Să nu credem noi că Vechiul Testament nu ne dă, ba da, ne dă. Tot Israelul a dat pe vremea lui Zorobabel și Neemia părțile cuvenite cântăreților și ușierilor zi de zi, au dat leviților lucruri sfinte, iar leviții au dat fiilor lui Aron lucrurile sfințite cuvenite lor. N-am întâlnit încă cântăreața a sex feminin, numai cântăreți. Femeile străine au dus în rătăcire, au contribuit și ele, s-au făcut și prorocițe și au prorocit ce au vrut ele și preoții le-au lăsat și s-a dus faima. Neveste străine, păi da, vine o cântăreață, are voce, dar ea nu crede în Dumnezeu, ea este necurată. Da, vine, dar ea umblă cu toți bărbații, ea umblă cine știe cine, ea vine pentru salar dacă o plătiți, o cântăreață, dar ea este lucru necurat și spurcă toată biserica. Ce a văzut fratele David Șalar, acea poartă, dat afară ce este necurat, pentru că spurcă toată biserica. Și se duce biserica și nu se știe de ce se întâmplă problemele care se întâmplă. Sunt femei necurate? Da, au vocea, da, cântă frumos. Aud că caută biserica, ne renovați-o, dar atenție, trebuie să fie curați. Curate. Cerurile au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu. Și o biserică poate fi făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa cum o așează din Vechiul Testament, de la început, de la facerea, Geneza, până la Apocalipsa. O face cuvântul lui Dumnezeu. Dar deja am văzut că frații și fratele Vladimir Puștan și fratele de Genesis și Toni și Apologia Reformată și Ianovici pun acele reels, nu? Dacă se pun pe pagina sponsorizată a bisericii Renovatio, nu neapărat pe pagina principală, pe Renovatio, și pe Genesis, dacă se pun și se trimit în toată România sau numai în București, puneți pagina, vă veți face vedere la oameni și cum se spune, băgați în un link, un sit, faceți un sit, nu sunt atâtea programe, un program în care oamenii să facă o prenotare pentru consiliere, nu neapărat să puneți prețul, se poate face jumătate de oră inițial pentru probă, nu? Și apoi dacă problema este de ținut
la curent pentru un an, căci cocii profesionali te țin și un an până se rezolvă problema. Ei îți au o schemă făcută de liderii lor. Deci, hai să punem un obiectiv. Ce vrei tu? Nu? Să te împaci cu soțul tău. Nu? Să te împaci cu soțul tău. Hai să lucrăm. Hai să lucrăm. Hai să lucrăm. Deci, sora mea a fost ținută foarte bine de o misiune quasi savantul, care se ține închisă, nu se dă pe față, pe cale digitală, pentru că nu toate împărățiile vor ieși în această casă digitală, căci împărățiile care nu te vor urma vor pieri. Era Isaia, pentru că nu toate vor ieși, nici Biserica Betel Tortona n-a ieșit, încă n-a ieșit, nu fac niciun reel și nu fac nimic, pentru că ei au prorociile lor, cântărețele lor, minciunile lor, au tot ce vrei și ce nu vrei, nu se arată. Ei n-au ieșit încă, căci este scris, căci neamul și împărăția care nu-ți vor sluji vor pieri și neamurile acelea vor fi cu totul nimicite. Deci oamenii care nu ies. Stau acolo în locul lor și fac grozăveniile lor, dictatura lor, casă de tortură. Și oamenii aceia stau acolo. Nu iese. Domnul mi-a spus, poți să elimini pe toți de la acea biserică pe care aveam pe pagină, că nu te vor asculta niciodată. Pentru ei Dumnezeu este păstorul lor. Le spune, nu ascultați pe marinar, nu, femeia nu trebuie să vorbească, femeia nu trebuie să deschidă gura. Deci este o lege făcută de om periculoasă tare. Periculoasă. Și i-am și eliminat. Vezi că nu te vor asculta niciodată. Problemă mare. Ia să văd dacă mai este ceva. În ființa și lucrarea robului Domnului, frate, apologie reformată, te-ai întristat ieri, dar să știi că în ființa și lucrarea robului Domnului, robul Domnului și noi suntem, vom trece exact disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii. Negat de biserică, dat afară de cântărețe, dat nerecunoscut de părinți, că ce, nu înțelegem. Vom trece tot, nu? Cine a crezut în ceea ce ni se vestise, cine a cunoscut brațul Domnului, el a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-o pământ uscat, n-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii. Vom fi și noi. Disprețuit și părăsit de oameni. Păi nu ne aducem pe noi înșine, să nu ne aducem noi ca jertfă, să vorbim de la altar de unde? De la școala de teologie? Nici cum. Trebuie să vorbim, noi să ne aducem pe noi, ca să sfințim altarul și să fim unși. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de oameni, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Mama mia, unde vă mai duceți? Aiurea, n-are niciun sens. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multor și s-a rugat pentru cei nevinovați. Orice frate păstor care a trecut prin ce a trecut, știu de toți că a consiliat rău, știu de toți că a fost o femeie care a declarat că s-ar fi dus cu ea și n-a putut proba nimeni. A pierdut un copil. Păi cum să vorbim în fața oamenilor? Nu vom înțelege niciodată pe cineva dacă n-am trecut noi prin experiență. A fost negat de părinți. Păi nimeni nu va putea vorbi. Salve! Iadiadu! Au venit copiii. Deci, frați dragi, nu vom putea niciodată înțelege pe cineva, chiar să consiliem dacă noi n-am trecut. Să știți. Păi ce să spunem dacă nu înțelegem? Cum ne spuneam la fete, nu mi-a murit niciodată nimeni decât un criceto. Și cum, ce înseamnă să piardă cineva în propriu caro? Dar de ce faci? Perché fai la croce? Oddio! Mai departe, hai că pleacă copiii. Madonna! Eu de multe ori am citit
și este prorocie chiar și pentru viața mea. Nu crede pe un prieten, nu te încrede în ruda cea mai de aproape. Păzește-ți ușa gurii de cea care se îmbrațe, căci fiul batjocorește pe tatăl, fata se scoală împotriva mamei ei, nora împotriva soacrei sale, vrășmașii omului simt cei din casa lui. Eu însă voi privi spre Domnul, îmi voi pune nădejdea în Domnul, în Dumnezeul mântuirii mele, Dumnezeul meu mă va asculta. Nu te bucura de mine, vrășmașă, că chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăși. Chiar dacă stau în întuneric, totuși Dumnezeu este lumina mea. Voi suferi mânia Domnului, căci am păcătuit împotriva Lui, până ce îmi va apăra pricina și îmi va face dreptate. El mă va scoate la lumină și voi privi dreptatea Lui. Când va vedea vrăjmașa mea lucrul acesta, va fi acoperită de rușine. Ea care îmi zicea, unde este Dumnezeul tău? Că au spus, necuratul este prin gura ei. Mesajele pe care le face este necuratul. Să știți că orice se iartă. Dar dacă vorbește cineva, pentru că Domnul îi pune cuvintele în gură, frați dragi, este o hulă împotriva Duhului Sfânt. Nici nu se mai iartă. Frați dragi, atenție mare. Și bineînțeles că Dumnezeu a lucrat și lucrul acesta preoții nu l-au spus. Au spus orice, dar n-au spus niciodată. Domnule, eu nu cred. Dracu vorbește prin gura ei. Dar au fost persoane care au spus despre mine lucrul acesta. Atenție mare. Auzim pe cineva, poate nu ne place deloc, poate nu ne convinge cu nimic. Să nu spunem că este necuratul, că dracu vorbește prin gura unei persoane, niciodată. Ferească Dumnezeu, că nici nu ne mai putem ruga. Este acel pasaj în Evanghelie. În Evanghelie, dacă a păcătuit cineva, face cineva un păcat care nu duce la moarte, să ne putem ruga pentru el, dar este un păcat care duce la moarte. Atenție, frați dragi, nici nu se mai poate ruga, nici nu ne mai putem ruga pentru anumite persoane. Moarte spirituală. În ziua când îți vor zidi iarăși zidurile, în ziua aceea ți se vor lărgi hotarele, în ziua aceea vor veni la tine din Asiria până în Egipt, din Egipt până la râu, de la o mare la alta și de la un munte la altul. Dar mai întâi țara va fi pustită din pricina locuitorului ei, în urma faptelor lor rele. Frați dragi, în orice situație de pustire, eu am văzut de foarte mult, te vor asculta, vor veni la tine, te vor înțelege când vor fi pustiți. Din cauza faptelor lor rele pustiți, nu? Atât timp cât oamenii stau bine, nu interesează nimic de nimeni, oricine dracu vorbește, vorbesc, nu ne încredem, nu te încrede într-un prieten, nu te încrede în ruda cea mai de aproape, păzește-ți ușa gurii de cea care stă în brațe, atât cât ei stau bine. Când vor sta rău și vor fi pustiți, atunci își vor aduce aminte, nu? Băi, da, atunci când vor da de rău, de greu, nu? Dar mai întâi țara va fi pustită din pricina locuitorilor ei în urma faptelor lor rele. Paște-ți poporul cu toiagul tău, paște-ți turma moștenirii tale care locuiește singură în pădurea din mijlocul Carmelului, ca să pască pe Basan și în Galaad ca în zilele de altă dată. Îți voi arăta lucruri minunate, zice Domnul, ca în ziua când a ieșit din țara Egiptului. Neamurile vor vedea lucrul acesta și se vor rușina cu toată puterea lor, vor pune mâna la gură și își vor astupa urechile, vor linge pulberea ca șarpele, vor ieși tremurând ca tărătoarele pământului afară din cetățuile lor, dar vor veni pline de frică înaintea Domnului Dumnezeului nostru și se vor teme de tine, Doamne. Nu se tem oamenii, cât le merge bine oamenii, nu se tem de Dumnezeu. Oamenii vor veni numai la necaz, chiar și pentru consiliere, când vor da de greu, nu? Vor zice, hai că ne ducem. Care Dumnezeu este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale? El nu-și ține mânia pe veci, ci îi place îndurarea. El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și vei arunca în fundul mării toate păcatele lor. Vei da cu credincioșie lui Iacov și vei ține cu îndurare față de Avram ce ai jurat părinților noștri în zilele de odinioară. Că este acest legământ cu Iacov, da, a făcut multe bazaconii Iacov, nu? A înșelat pe ce a fost acolo cu Esau, ce a fost acolo cu Laban și tot timpul, și dacă îmi dai și dacă îmi faci, dar a rămas. Dar a rămas. L-a chemat Israel și el este Israel și noi suntem Israel și se face din nou un Ierusalim cu un Israel cu care Domnul a făcut legământ. Ziua Domnului, judecata viitoare. Și cred că am terminat. Eu îmi dau viața pentru oile mele. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede venind lupul, lasă oile și fuge și lupul le răpește și le împrăștie. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Și acesta este modelul, frați dragi, nu? Cel plătit. Deci,
Dar un păstor, dar cel, eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Dar noi credem acum că își dă cineva viața, în ce sens? Trece prin tot felul de suferințe, nu își dă viața, trece prin tot felul de necazuri, nu? Și va putea sta în fața omului cu acel necaz pentru că el îl cunoaște, a trecut, nu? Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun, eu îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Să știți că eu îmi dau viața, nu cere nimeni niciunui păstor să-și dea viața. Își o dă mai înainte, el s-a dat pe sine însuși. Vor avea, vor trece păstorii prin necazuri și orice necaz vine peste un frate, păstor, este că el își dă viața ca răscumpărare pentru frați. Pentru că va înțelege, va ști să stea în fața unui frate cu problema respectivă. Dar mai întâi își dă viața, mai întâi, nu? Mai întâi își dă viața și după aceea este învierea. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Atenție! Este o legătură, este o poruncă, este o legătură între suferința prin care trecem și pe când eram noi păcătoși, păcatul și harul, el a murit pentru noi. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeală, căci dacă prin greșeala unuia singur cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut, harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți. S-au dat din belșug celor mulți. S-a dat și la alții. Atenție! Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeală, căci dacă prin greșeala unuia singur cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți. Și darul fără plată nu vine ca prin acel unul care a păcătuit, căci judecata venită de la unul a adus o sânta, dar darul fără plată, venind în urma multor greșeli, a adus o hotărâre de iertare. Și se iartă. În urma multor greșeli este un dar de iertare, nu? La toate greșelile care s-au făcut, nu? Dar adu-te ca jertfă, adu-te, declară-l, nu? Sfințește altarul, primește ungerea și poți să stai în fața oamenilor, nu? Și își dă viața pentru oi în felul acesta. Nu spune nimeni să te arunci în apă pentru un credincios și demonstrezi că ți-ai dat viața. Nu, 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 o dai înainte și după aceea stai în fața lui. Dacă deci prin greșeala unuia singur moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. A făcut el, vom face și noi. Acesta este modelul. Așa trebuie să ne pregătim, să ne prepare Domnul să stăm în fața omului, în fața oamenilor. Nu? Și gata. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Da, va veni prin ispită, cădem, oricum. Cum a fost și Iov, cum a fost și David. Acesta este drumul, nu? Nimeni când este ispitit să nu zică că sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și el însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși. Că până la urmă fiecare, așa cum am mai spus, fiecare din noi avem o slăbiciune față de ceva. Poate un bărbat față de femei, nu? Este o slăbiciune frecventă, nu? Dar sunt alții care au o slăbiciune pentru bani. Nu, banii, poziția, faima, nu? Apoi pofta când a zămislit dă naștere păcatul și păcatul odată făptuit aduce moartea noastră, dar este acest dar fără plată, nu? Prin care ni se iartă. Nu vă înșelați, prea iubiții mei, frați, orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El de bunăvoia lui ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturilor lui. Pârgă a făpturilor lui. Știți bine, lucrul acesta, prea iubiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia lui omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Și gata. Și închid. Sper tare mult să ajungă la voi mesajul meu, așa cum Domnul
Mă trimite, nu? Căci, prea dragi, orice persoană care se va prezenta, nu, cu probleme, nu, în răsplătirile dumnezeiești, nu, sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Deci, dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit și nu va muri. Toate fără de legile pe care le-a făcut, îi se vor ierta, el va trăi din pricina neprihănirii în care a trăit, nu? Dar dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui și face ce este drept și bine, își va păstra sufletul viu. Deci este o iertare, nu? Pentru că își deschide ochii și se abate de la toate fără de legile pe care le-a săvârșit, va trăi și nu va muri spiritual, nu? Casa lui Israel zice, calea Domnului nu este dreaptă. Oare calea mea nu este dreaptă, casa lui Israel? Oare nu mai degrabă căile voastre nu sunt drepte? De aceea vă voi judeca pe fiecare după căile lui, casa lui Israel, zice Domnul. Întoarceți-vă și abateți-vă de la toate fără de legile voastre, pentru ca să nu vă ducă nelegiuirea la pieire. Lepădați de la voi toate fără de legile prin care ați păcătuit. Faceți-vă rost de o inimă nouă și un duh nou. Pentru ce vreți să muriți, casa lui Israel? Căci eu nu doresc moartea păcătosului, moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Amin.